care o să o chemăm acum pe scenă și pe care voi o să aplaudați. Și să știți că și eu am avut, când am văzut Radu Zaharia, zic, aha, deci Ana e Diana Zaharia și mai e, o să vedeți, dar despre asta cea mai târziu, Nica Iancu, e și el tot un Zaharia, Mariu Zaharia. Zic, clar, ăștia vin de la stat. E bine, să știți că nu, nu e așa, nu sunt bugetar, nu. Deci nu e niciun fel de legătură de sânge între cei trei, doar Dumnezeu a putut ca toți cei trei Zaharia să fie în această seară cu noi, la 120 de ani de la nașterea celui care ne-a dat-o pe Ana Dumnezeana. Așa încât, doamnelor, domnilor, dacă mai aveți aplauze, entuziasm și dacă vă mulțumim. Imaginea fotografiei. Mi-a zis, mi-a trimis un mesaj așa discret pe WhatsApp și mi-a zis,
uite, numai cu mine, altfel nu pot să-ți schimb. Și am zis că, îmi cer scuze, iau lucrul ăsta pe coincidentate, dar, cum să zic, într-o mare de oameni care cred după lor, de unul care vorbește după ureche, deja pe aici, bine aici. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru faptul că sunteți atât de bine dispuși. Sper ca să fi contribuit într-o oarecare măsură și noi la starea pe care v-am creat-o. Povestea noastră are indicii, povestea noastră, dacă e cineva care nu știe, că altfel mă simt ca în bancul ăla, care vine unul așa plin de entuziasm într-o sală și începe un banc pe care știu toți ceilalți. Și oamenii încep să râdă înainte. Deci e cineva care nu știe povestea, cum se termină? Bun, am înțeles. Și toată lumea știe, sunt exact în momentul ăsta, ca tipa aia, când ai câte o... Știi, când sun la, nu știu, ai un deranjament și îți răspund una. Toți, în momentul acesta, toți operatorii noștri, dar telefonul dumneavoastră este important pentru noi, pentru a păstra ordinea la prioritate, vă rugăm, nu închideți! Deci cam așa sunt și eu în clipa asta, dar nu renunț. Din a vă spune că, pentru prima dată, aici, pe această scenă, o să-i aducem pe cei doi. Despre care spuneam că au crescut împreună, că sunt confidenți unul altuia. O să vedeți că intrigile nu sunt de dată recentă, deși am avea tendința asta să credem că TikTok-ul, că accesul direct, că păruță, mi l-au adus pe toate. Nu, el au existat și înainte de monstruozitățile astea în viațele noastre, numai că nu erau atât de cunoscute, adică și în vremea respectivă existau vulpițe și viorele. Doar că n-au devenit celebri. Ei bine, în contextul ăsta, vreau să spun că nu e nimic nou sub soare și că povestea asta e cât se poate de umană, chiar dacă uneori intrigile, o să vedeți, se întretaie una pe cealaltă. Ca să nu le răpesc celor doi bucuria de a fi pe scenă, adică lui Sandu, lui Șorofel și Ane, o să-i aducem acum împreună pentru o arie celebră, după care continuăm intriga și vedem ce se întâmplă și cu cântărețul nostru și vedem ce alte personaje intervin în povestea noastră ca să o facă și mai umană, dacă trecem la capitolul ăsta al viilor care dau rând aici. Până atunci însă să-i primim pe cei doi. Personaj biblic. Acum nu sunt dus la biserică, nici de asta n-am știut cât trăiește lumea în față, așa că vi las pe cei doi și nu mă răpesc bucuria de a-i asculta.